Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că începând cu data de 18 octombrie 2021 va demara campania de plată în avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în anul 2021. Deoarece în acest an data de 16 octombrie coincide cu o zi nelucrătoare, autorizarea plăților în avans va demara în data de 18 octombrie. Până la data de 15 octombrie 2021 vor fi finalizate controlele în teren, astfel încât APIA să poată efectua plata în avans pentru toți fermierii eligibili la plată. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură își propune în perioada de acordare a avansului 18 octombrie 2021-30 noiembrie 2021 să finanțeze fermierii cu o sumă de peste 1 miliard de euro, atât pentru schemele finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, cât și pentru măsurile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Plățile pentru schemele finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă se fac în lei la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2021 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Plățile pentru schemele finanțate din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală se fac în lei la cursul de schimb valutar de 4,86 euro stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.